Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan în Deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Evoluăm pe o arenă foarte scumpă, dar și foarte mare. Mărturisesc, în această dimineață e vorba de hala cu palmieri a primarului Robert Negoiță din sectorul 3 din București, care a costat și va costa cam în jur de 140 de milioane de euro. Atât a aprobat până acum Consiliul Local al sectorului 3, bani băgați și bani care se vor băga în scurt timp, mai mult decât toate cele trei spitale noi construite în România după colectiv. E vorba de Spitalul Fălticeni, Spitalul Mioveni și cel construit de Asociația Dăruiește Viață în București, la Marie Curie. Mai mult decât fiecare din aceste spitale sau decât toate trei la un loc? Mai mult decât toate trei la un loc, wow. Ca să nu ne mai complicăm. Adică când cheltuiește primarul se simte, nu? Adică, cum să zic, două municipalități, Fălticeni și Mioveni, adevărat, nu la nivelul sectorului 3. O asociație națională, probabil una dintre cele mai importante din România, care a adunat de la zeci și zeci de firme, de la mii și mii de oameni, bani, n-au reușit să strângă împreună cât cheltuiește o singură primărie pentru amenajarea halei la minor. Să spunem, mai fac o paranteză, doar să explicăm ascultătorilor noștri care nu știu exact ce este cu povestea asta cu hala la minor, ce e ea. Este o fostă hală industrială de pe platforma Faur din București, dezafectat acolo, mă rog, toată platforma aia industrială s-a transformat fie în ruine, fie în paradis imobiliar. Una dintre aceste hale industriale, foarte mare, nu știu cât are, cred că are mii 60 de mii de metri pătrați. Deci 6 hectare. Este transformată într-un ce? Un spațiu expozițional, practic. Nu, e un spațiu mare închis. În care se de la lună la lună, da, tu încerci jurnalistic și omenește să rezumi ce e acolo, da. E un spațiu, ca să zicem așa. Ea a fost multe lucruri. Dar scuză-mă, continuu. Adică nu e mall-ul Băneasa sau... E un spațiu expozițional de evenimente, nu, au fost diverse evenimente acolo. Eu nici măcar cred că nu are atâtea utilități cum are Romexpo, de exemplu, care e un alt spațiu expozițional. Dar cam asta ar fi ideea, nu? Exact. Vlad, okay. Va descrie, stimați ascultători, ceea ce este acolo, ceea ce ar trebui să fie, conform promisiunii primarului sectorului 3, este după cum urmează: cartier cu 25 de blocuri turn, sală de spectacole, spital, hub social, parc industrial. Toate astea au ajuns, de fapt, un depozit de plante exotice în momentul ăsta concret. Deci toate lucrurile pe care vi le-am enumerat sunt citate din primarul Negoiță din ultimii ani. A promis că se vor face respectivele lucruri în hala respectivă aceea, din estul capitale, aproape de linia de centură. E undeva în cartierul Titan. Dar deocamdată a ajuns un loc unde își depozitează plantele exotice, palmieri aceia, cumpărat la niște prețuri enorme și care unii dintre ei sunt depozitați acolo. Acum, evident că e bine să se facă lucruri. Evident că o hală industrială de pe vremea industriașului Malaxa, că ea a fost construită în perioada interbelică, e foarte în regulă că ea să fie recondiționată. Dar această geometrie variabilă a intențiilor, ca să spunem pretențios, eufemistic, așa, eufemismul secolului, că de fapt e un haos în intențiile și în ideile primăriei sectorului 3, e irațional. Adică am vorbit de foarte multe ori aici, în această rubrică, chiar sincer, ca jurnalist care de zeci de ani scriu alături de colegii mei despre corupție, nu știu dacă în momentul ăsta incompetența sau corupția e mai periculoasă pentru România. Adică genul ăsta de hai să ne facem sau să facem niște lucruri ca să se vadă că am făcut și după aia vom vedea la ce folosesc lucrurile în care am băgat sute de milioane de euro în cazul ăsta, sau mă rog, 130 de milioane de euro, dar nu s-a terminat, atenție, nu s-a terminat. E un stil care nu ajută în esență. Adică, totuși, comparația făcută de Răzvan Luțac și de Cristina Radu, cei doi colegii mei din Libertatea, găsiți articolul în Libertatea, pe site, stă în picioare. Evident, are un grad de forțare, da, dacă vreți, până la urmă, da, stă în picioare totuși. Comparăm 50.000 de metri de spitale, a trei spitale, spitale totuși, atenție, da, cu 68.000 de metri care reprezintă până la urmă o hală, da, exact ce a spus Vlad mai devreme, este o hală. Și la preț ne dă cam la fel. Bun.
Tot aici, scuze-mă că te mai întrerup o dată foarte scurt, ca să punem în context, am verificat acum, pavilionul central de la Romexpo, pe care îl știe toată lumea, este emblematic pentru București și pentru ideea de expoziție în România, acolo se țin concerte, acolo au fost chemați minerii de Ion Iliescu în 1990 să-și ia la revedere de la ei să le mulțumească. Pavilionul central Romexpo la Rotunda are o suprafață brută de 15.247 de metri pătrați. De 15.000 de metri pătrați pe 4 niveluri. Deci hala la minori este de 4 ori mai mare. Da, și ca să arătăm intențiile, cel puțin intențiile intermediare, final vom vedea ce va fi lucrul ăla. Nu știm deocamdată. Se construiește ceva. O să vedem. Bun. Ce știm sigur că acest lucru este alimentat cu banii cetățenilor sectorului 3. Acum, primarul a alocat, primăria a alocat 6 milioane de lei pentru a face publicitate acestei hale cu o destinație incertă. Când? Înainte de începerea campaniei electorale. Știm de fapt ce sunt acești bani. Bani 6 milioane ca să spui că s-a făcut ceva despre a cărei destinație nu poți să spui nimic în momentul ăsta. De ce bani 6 milioane? Pentru că va veni campania electorală și oamenii noi așa trebuie să vadă în spoturi alături de fostul industriaș Malaxa pe actualul primar al sectorului 3 și poate, nu că își dorește lucrul ăsta, a devenit evident, unul dintre candidații PSD la alegerile interne pentru primăria capitalei, da? Practic alegerile neoficiale, PSD-ul se gândește pe cine să pune și mai multe persoane, printre care și cei care vor să ajungă în postul de candidat al PSD la București, este și primarul sectorului 3 Negoiță pentru primăria generală. Cam, până la urmă ne lămurim de ce se fac lucrurile acolo, da? E un pic cam scump și 6 milioane reclamă și 131 de milioane de euro investiția respectivă, deocamdată într-un scop incert. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.